prezența Domnului, ne apropiem prin cântare la tronul de milă și de har al Domnului Iisus și cântăm despre al rugii ceas, ce dulce miști. Haideți să ne rugăm Domnului.
Doamne, binecuvântăm numele Tău în această zi, îți mulțumim pentru suflarea de viață care ai lăsat-o în trupurile noastre, ca să ne ridicăm din paturi, să fim în stare să ne îmbrăcăm și să venim la casa Ta. Mulțumim pentru acest timp de rugăciune și de aceea Te rugăm, Doamne, să-L onorezi cu prezența Ta, să-L onorezi cu Duhul Tău cel Sfânt care ne va călăuzi în tot ce avem de făcut, Doamne, în îndemnurile pe care le dăm din cuvântul Tău. Luminează-mă, Doamne, ajută-mă ca să vorbesc cuvântul Tău și nu nimic omenește și înțelegere omenească, Te rog să binecuvântezi frații mei la aceste clipe de rugăciune. Condu-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt într-o rugăciune sinceră, onestă, curată, dreaptă, Doamne, ca Tu să asculți aceste rugăciuni. Binecuvântează pe cei care nu sunt încă în casa Ta, care sunt pe drumurile lor, care sunt plecați din mijlocul nostru. Binecuvântează-ne cu prezența Ta în fiecare clipă din viețile noastre. Te rugăm acesta în numele scumpă Domnului Iisus. Amin. Frații și surori, citim într-o carte mai puțin citită, din Habacuc. Profetul sau prorocul Habacuc 3, pagina în Biblie 903. Vom citi acest capitol întreg. E un capitol foarte frumos. Habacuc 3, începem cu versetul 1. Rugăciunea prorocului Habacuc, decântat în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Oprire. Măreția Lui acopere cerurile și slava Lui umple pământul, strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma și molima, calcă pe urmele Lui, se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure, munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, El umblă pe cărări veșnice. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. S-a mâniat oare Domnul pe râuri împotriva râurilor? Se aprinde mânia Ta sau împotriva mării se varsă urgia Ta? De-ai încălecat pe caii Tăi și Te-ai suit în carul Tău de biruință? Arcul Tău este dezvelit. Blestemele sunt săgețile cuvântului Tău. Oprire. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea Ta se cutremură munții, se nepustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților Tale care pornesc, de strălucirea suliței Tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia Ta, zdrobești neamurile în mânia Ta. Ieși ca să izbăvești pe poporul Tău, să izbăvești pe unsul Tău. Sfărâme-mi acoperișul casei celui rău, o nimicești din tămălii pe până în vârf. Oprire. Străpungi cu săgețile Tale capul căpetenilor Lui, care se nepustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă scoțind strigete de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii Tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oasă și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele către mai marele cântăreților, de cântat cu instrumente, cu coarde. Amin. Haideți, ocupăm locurile. Mai avem o cântare înainte ca să ascultăm câteva îndemnuri din cuvântul Domnului. Thank you.
această oră, Doamne, te rugăm să-i parte m-a atras atenția primul verset din textul acesta. Habacuc 3 este un psalm, de fapt, și de obicei, dacă vă uitați în psalmi, titlul psalmilor este o cântare pentru sau o rugăciune. Și textul acesta începe în versetul 1. Poate că e un lucru care... O să spuneți că e un lucru foarte mic. Pentru mine a fost un lucru foarte mare, vă spun de ce. În versetul 1 spune așa: rugăciunea prorocului Habacuc. Și m-am gândit, de ce nu e asta un titlu? De ce e asta parte din această rugăciune? De ce e parte din textul ăsta? Și așa m-a atins Dumnezeu într-un fel, pentru că rugăciunea slujitorilor e tot mai puțină. Tot mai mulți oameni care slujesc în biserică nu interesează rugăciunea. Toți mai mulți păstori, proroci, cântăreți, spuneți-i dumneavoastră pe toți, nu sunt interesați de rugăciune. Și eu am luat-o pentru mine. Săptămâna asta am fost... așa încorsetat la lucru, cu o grămadă de lucru, și rugăciunea mea n-a fost cum trebuia să fie.
când am citit psalmul ăsta, că e un psalm, rugăciunea aceasta, am ajuns la cele trei versete care spuneau oprire. Și m-am adus aminte că nu m-am oprit săptămâna asta de atâtea ori să mă rog Domnului, de câte ori trebuia. Și am neglijat asta chiar sâmbătă și cred că sâmbătă Domnul a spus, gata, nu mai pot să fac asta. M-am sculat sâmbătă și de obicei avem timpul nostru de timpul nostru de rugăciune cu copiii și primul lucru când m-am sculat am primit o grămadă de telefoane de la lucru, am început cu lucru, după aceea m-am uitat pe știrile din România, știrile din America, după aia mi-am făcut planul pentru ziua aia și Domnul n-a fost în planul meu. Și nu am realizat până când Domnul mi-a stricat tracul. Trebuia să plec cu tracul undeva. Și când m-am urcat în el, am simțit miros de motorină puternică. Și când m-am uitat sub trac, am pierdut aproape toată motorina pe driveway. Și numai în momentul ăla, și m-am pocăit înaintea Domnului, că am zis, Doamne, mi-a spus de trei ori să mă opresc, să mă gândesc la tine și n-am făcut. Și m-a făcut Domnul timp și $275 gaură în account. Și așa lucră Dumnezeu. M-am dus înapoi și am citit Biblia și m-am rugat și m-am pocăit înaintea Domnului și aș vrea să vă spun, frați și surori, că poate voi sunteți buni și pentru voi asta nu-i. Probabil că timpul vostru de rugăciune îl folosiți și îl aveți în fiecare zi. Cred că tot mai mult fugim de rugăciune și de rugăciunea condusă de Duhul Sfânt. Și aș vrea să ne întoarcem la lucrurile acestea, sunt lucruri de bază. Prorocul Habacuc se roagă și vine înaintea Domnului și în versetul 2 spune: când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Un alt lucru care m-a pus pe gânduri citind psalmul acesta, rugăciunea aceasta, este că s-ar putea Dumnezeu să nu ne mai vorbească. El vrea să ne vorbească, să s-ar putea starea inimii și a vieții noastre să fie în așa fel încât Dumnezeu să spună, eu bat la ușă, dar bat degeaba. Exact cum mi-a spus mie de trei ori săptămâna asta, oprește-te, oprește-te, oprește-te și m-am oprit. Și a trebuit El să mă oprească. Eu îi mulțumesc că m-a oprit și mulțumesc că m-a dat încă o dată șansă să mă gândesc la lucrul ăsta, să merg în rugăciune înaintea Lui și să mă pun copiii pe genunchi, dar și prorocul când se roagă și frații păstori și oricine care slujește, în momentul când nu ne mai rugăm, nu o să mai auzim ce ne spune Domnul. Mi-a plăcut și gândul acesta: când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. S-ar putea de multe ori, nu știu cum e viața voastră, dar în viața unui om muritor, cum suntem noi, facem greșeli și facem păcate și Domnul de multe ori vestește lucruri care nu ni le plac. Ne spune lucruri care nu ni le plac. Și un alt lucru la care așa m-am cercetat personal, tot ceea ce facem, pentru că ne iubește, Domnul ne pedepsește. Tot ceea ce facem, fiecare dintre noi când suntem copiii Lui, El ne va pedepsi. Și de multe ori când ne comunică lucrurile acestea, ne îngrozim. Și Habacuc s-a îngrozit când a aflat planul lui Dumnezeu pentru El, pentru popor. Dar e așa de frumos, m-a dat așa o dorință de rugăciune mai înfocată, spune prorocul, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Frați și surori, în cursul anilor, viețile noastre vor merge așa, vom avea urcușuri și coborâșuri, vom face greșeli, pentru că suntem din carne. Dar prin rugăciunea noastră să-i cerem Domnului ca să ne însuflețească, amin? Să ne însuflețească în cursul anilor. Zice, Doamne, fă-te de cunoscut în trecerea anilor.
Așa aș vrea ca fiecare dintre noi, în anii pe care avem, îi petrecem în biserică, acasă sau în altă parte, să-L cunoaștem pe Domnul în de-a lungul anilor. Și spune aici, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Domnul nu se joacă cu promisiunile Lui și nu se joacă cu cuvântul Lui. Dacă m-a oprit pe mine pentru un singur lucru că și n-am știut, imediat mă gândeam de ce. De ce? Și imediat Dumnezeu mi-a adus aminte, ți-am spus de 3 ori să te oprești săptămâna asta și tu nu te-ai oprit. Acum te opresc eu. Dacă pentru un lucru din ăla, care zici că e simplu, pentru alte lucruri mari, Dumnezeu zice în mânia Lui, El ne va pedepsi, dar rugăciunea noastră să fie, Doamne, adu-ți aminte de mila și îndurarea Ta. Amin? Am să trec peste toate versetele acestea de la 3 până la... până pe la 16, până la 15, vorbește despre un Dumnezeu al acțiunii, un fel în care Dumnezeu a lucrat și lucră și ceea ce este El, măreția Lui. Și pentru asta ar trebui să-I dăm laudă în ziua de astăzi. Dar versetul 16, iar prorocul spune, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. Și o altă întrebare care mi-am pus-o, Doamne, când aud vocea Ta, mă mai cutremur? S-ar putea să auzim vocea Domnului, să nu ne mai cutremure, să nu ne mai atingă nimic, să nu mai avem nici o sensibilitate la acest cuvânt. Ce lucrul acesta mi s-a cutremurat, la vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intre putrezirea noastră și tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta întăcere ziua necazului? Frați și sori, mai devreme sau mai târziu, toți vom avea parte de o durere sau necaz, dar nu putem să așteptăm așa, ci doar prin rugăciune. Amin? Chiar dacă îmi place versetul 17, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Haideți să citim 18 împreună, chiar așa de frumos. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin? S-ar putea să nu avem multe lucruri, s-ar putea, îi spuneam, mai știu cui din biserică, îi spuneam, pe noi nu ne poate defini o slujbă, nici educația, nici ce avem, nu ne pot defini lucrurile astea. Lucrurile astea strecătoare. Spune aici, chiar dacă smochinul nu va înflori, se pot întâmpla în viață lucruri în care tot ce ai să pierzi. Și poate unii dintre noi am pierdut acele lucruri. Dar totuși, spune versetul 18, îmi place lucrul acesta, eu tot mă voi bucura în Domnul. Bucuria noastră nu este în lucruri și în ce avem și ce am realizat, ci ne bucurăm în Dumnezeul mântuirii noastre. Amin. Isaia 61:10, e un verset așa de frumos. Isaia 61:10, spune, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Frumos? Să ne bucurăm în Domnul, să mulțumim Domnului pentru mântuirea Lui, singurul motiv real de bucurie. Și apoi versetul 19 încheie, Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Foarte interesant. După starea aceea, stai și m-am gândit, pe starea în care prorocul ajunge când spune, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, îi se cutremură genunchii, buzele, trece prin stările aceea, spune că îmi intră putrezirea noastră și îmi tremură genunchii din nou. După starea aceea, totuși, când el realizează că bucuria lui este în Domnul și datorită mântuirii Domnului, el spune că Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor. Ce înseamnă asta? Dintr-o dată vlaga a intrat în el, viața a intrat în el. Frații și surori, dacă vrem să avem viață din plin, dacă vrem să fim așa cum spune aici, să avem picioarele ca ale cerbilor, să sărim, să avem energie, să avem dorință de viață, trebuie să ne întoarcem la ce învață Scriptura, bucuria noastră să fie mântuirea Domnului. Amin? Haideți să mulțumim Domnului, ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm pentru bolnavi, pentru cei care au nevoie de o atingere din partea Domnului, să ne rugăm pentru cei care slujesc, pentru cei care sunt plecați în Canada în dimineața aceasta, pentru fiecare dintre noi. Amin?
Haideți să mergem în rugăciune. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, mă închin cu bucurie înaintea Ta, slabă-ți, pentru că mi-ai dat viață și mi-ai dat viață veșnică. Slavă Ție, Doamne! Îți mulțumesc că, în ciuda tuturor circumstanțelor potrivnice, Tu promiți tărie și ajutor celui ce se încrede în Tine. Mulțumim, Doamne, Doamne, noi ne încredem în Tine din Amin. Toată inima și dorim cât vom trăi noi și casele noastre să Te slujim pe Tine. Amin. În orice circunstanță. Nu Amin. Sunt numai vremuri bune în viața aceasta, dar Tu ai fost și ești cu noi și în vremuri tulburi. Tu ești puternic, noi pe Tine ne vizuim, pe Amin. Tine te dorim în casa sufletului nostru. Amin. Oriunde ne vei duce, Doamne, cu Tine vrem să fim. Amin. Căci Tu ești tăria și ajutorul nostru, sprijinitorul nostru, cetățuia noastră în care fugim când cel rău ne urmărește. Îți mulțumim pentru promisiunea din această dimineață. Chiar dacă toate lucrurile ar fi împotrivă, cel ce nădăjduiește în Tine are un scut tare în Tine. Îți mulțumim, Doamne. Ajută-ne să nu uităm că ne va fi greu lucrul acesta. Amin. Întărește biserica, da. Sfințește fiecare frate, fiecare soră, fiecare familie. Binecuvintează copiii. Ajută-i ca tot să crească sub învățătura Ta, că e singura care dă sens vieții noastre aici pe pământ. Amin. Te lăudăm pentru ce ai pregătit mai departe, prin cuvânt și prin cântare. Da, căci toate aceste lucruri să aducem ca ofrandă înaintea Ta, mărit să fie numele Tău, de azi, azi și în veci de veci. Amin. 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 Mulțumim și te slăvim, Tată bun. Slavă-ți. Pentru că și în această zi, mâna Ta cea bună a fost și este cu noi. Slavă-ți, Doamne. Mulțumim din toată inima, pentru că așa cum mai răsări soarele încă o dată pe soarele acestea. Mulțumim că am putut veni la casa Ta. Mulțumim. O casă de rugăciune. Mulțumim. Mulțumim din toată inima. Pune în noi Duh de rugăciune. Amin. Să ne apropiem de Tine. Amin. Să vorbim cu Tine și Tu cu noi prin cuvântul Tău. Amin. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne insufle, să ne dezvăluie cuvântul Tău. Amin. Să putem crește în omul din lume prin cuvântul Tău și prin rugăciune. Amin. Ajută-ne, Doamne, și Te rugăm pentru frățietatea tânără, care acum, cum am fost și noi, cu multe probleme. Amin. Dă putere, Doamne, să înțelegem că trebuie să stea mai mult în rugăciune Amin. Și să avea izbândă în toate rugăciunile. Amin. Mulțumim pentru copiii care i-ai dăruit și ne-ai dăruit. Mulțumim. Te rugăm să-i binecuvinte în apropiere de Tine. Doamne, în fiecare zi aducem înaintea Ta. Îi aducem la Tine pentru creștere și pentru pregătire, pentru întâlnirea cu Tine. Amin. Ca niciunul să nu lipsească de la întâlnirea. Amin. Și noi aici, Doamne, așa puțin cum suntem. Tu ai spus că dacă doi sau trei sunt adunați în numele Tău, Tu ești acolo. Amin. Noi am venit aici în prezența Ta. Amin. Și nu vrem să știm altceva decât Duhul Tău în noi și între Amin. Noi. Și îți mulțumim, Doamne, că faci lucruri mai mari decât le cerem. Slavă Ție, Doamne! Dă cuvânt și astăzi, oriunde se vestește Evanghelia. Te rugăm. Și aici, Doamne, te rugăm. Duhule Sfânt, pune în inima noastră dorința vie de a Te slăvi, Amin. De a Te lăuda Amin. Și de a Te binecuvânta pe Tine. Amin. Timp ne mai lași pe pământul acesta, așa că pregătește mireasa pentru întâlnirea cu Tine, Amin. Doamne. Vedem timpurile care trăim. Deschide-ne mintea și Amin. Să înțelegem și să trăim pentru Tine și pentru slava Ta
în nădejdea. Duhul și mireasa zic vină și cine aude să zică vină. Și noi spunem, vină Doamne Iisuse cât mai curând. Amin. Amin. Avem atâtea motive, Părinte din Cerul, să-ți mulțumim și în dimineața aceasta. De aceea am grăbit la casa ta. Slavă Ție. Da, toată inima să fie în mijlocul nostru. Amin. Amin. Și în continuare. Te rugăm. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Slavă Ție. Sănătate pentru viață, Doamne. Da, da. Pentru ajutorul Tău. Îți mulțumim mai mult pentru cuvântul Tău. Mulțumesc. În aceasta. Mulțumesc, Doamne. Doamne, recunoaștem că de atâtea ori în tumultul acestei vieți, în graba acestei vieți, am neglijat părtășia cu Tine în primul rând. Te rugăm să ne ierți. Amin. Îți mulțumim pentru că ne-ai avertizat că aceasta dă putere, Doamne, legătura cu Tine, rugăciunea care o aducem în fiecare zi, înaintea tuturor lucrurilor, înaintea Ta. Te rugăm din toată inima, învrednicește-ne, Doamne, să înțelegem și să trăim cuvântul Tău. Amin. Ca să ne bucurăm de biruința care trebuie să o avem de pământul în Tine. Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne asculți. Amin. 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 Te rugăm. Dorim din toată inima să fim după voia Ta. Amin. Curățește. Găsim pe cine mântuiți, Doamne. Amin. Ajută. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Te rugăm. De românii care locuiesc în zona aceasta. Te rog să te cercetezi. Amin. Te ajut, Doamne, să se întoarcă la Tine. Amin. Amin. Noi dorim să-L ascultăm, Doamne, și să-L trăim în fiecare zi. Doamne, să ne apropiem de Tine mai mult, te rugăm. Amin. În citire, Doamne, în fiecare zi dorim să ne apropiem de Tine, dorim să fim gata, Doamne, că știm că Tu vei veni în curând. Amin. Tu ești mai aproape ca oricând, Doamne, să bisele e la Tine. Te rog, ajută-ne să fim vrednici. Ajută-ne împreună cu copiii și cei dragi noștri, cu poții noștri, să fim gata. Amin. Amin. Doamne, venim să-ți mulțumim pentru că Tu ne-ai uitat harta, să putem să stăm la închinare înainte. Slavă Ție. Mulțumim. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Mulțumim. Ne avertizezi, Doamne, că trebuie să ne oprim din goana aceasta și din al lumii acesteia, Doamne, și din toată alergarea noastră, Doamne. Recunoaștem că suntem ispitiți, Doamne, ca să alergăm și să nu ne oprim, Doamne, ca să ne facem timp pentru Tine și pentru cuvântul Tău, da. Doamne Dumnezeule. Știm că puterea vine numai de la Tine. Amin. Numai prin ascultarea de cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne să fim oameni înțelepți, care să putem să luăm aminte la cuvântul Tău. Da. Să luăm, Doamne, pentru viețile noastre, pentru casele noastre, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Doamne, ajută-ne ca să putem, Doamne, să fim conștienți că suntem exemplă pentru cei care sunt în jurul nostru, Doamne, și dorința noastră este ca să nu facem de rușine numele Tău. Amin. Și vreau ca Tu să ne însuflețești, Doamne, la o viață care este plăcută înaintea Ta. Amin. Doamne, însuflețește-ți lucrarea Ta. Te rugăm. Te rog, Doamne, ca Tu să porți de grijă, Doamne, în toate nevoile
Doamne Dumnezeule, dorința noastră este ca să vedem mai mulți oameni că vin la Amin. Doamne, știm că aceasta este și dorința Ta și, Doamne, atunci când ne rugăm după voia Ta, Doamne, Tu vei împlini lucrurile noastre. Doamne, așteptăm să vedem aceste minuni Amin, în locul nostru și în familiile noastre. Amin, Doamne. Doamne Iisuse, Te rog ca Tu să binecuvintești pe cei bolnavi. Te rugăm, să fie în casa Ta. Îndur. Fie, Doamne, Duhul Tău și mângâierea Ta peste ei și peste vieții lor. Te rugăm, Doamne, în mod deosebit pentru Camelia. Doamne, Tu cunoști situația ei, Tu cunoști, Doamne, familia ei. Doamne, ai milă, Doamne, pentru că este copilul Tău și pentru că are nevoie de intervenția Ta. Te rugăm, Doamne, să Te înduri, Doamne, în bunătatea și în îndurarea Ta. Doamne, Te rog să rămâi în continuare cu toți aceia care au nevoie de ajutor. Te rugăm, Doamne Iisus. Te rog să ne vorbești, Doamne, în continuare. Te rugăm. Să binecuvintezi cuvântul Tău. Te rugăm. În numele Domnului Iisus, Te rugăm. Amin. 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 Să apropiem de Tine și să învățăm de la totul ce ai făcut și Doamne. Să ajut să intri în fiecare necredincios și să ajut să vindești pe fiecare bolnav. Și te rog să lăudăm pe Tine astăzi și te rog, să ascultăm cuvântul Tău. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. 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 Doamne, să-ți mulțumesc că tu ți-au venit la casa Ta cu Tine. Mulțumesc că Amin. Te rog, spală-ne, Doamne Iisuse, mintea și inima, Doamne, Te rog. Cel rău încearcă să se bage înăuntru de atâtea ori, Doamne, Te rog, înlătură și domnește asupra noastră. Amin. Te rog, Doamne bun, să curățești viața noastră, Te rugăm. Și mă rog în mod special pentru mine și casa mea, Doamne Iisuse, să ne speli din nou sângele Tău. Amin. Și să ne ajut, Doamne Iisuse, să fim o piatră, Doamne, a lucrării Tale. Amin. Mă rog pentru Biserica Emanuel, Doamne, și o duc înainte Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne înveți, Doamne, și azi ca să stăm o rugăciune, Amin. Doamne Iisuse. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vrei, Doamne, ca să avem conversație cu Tine, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu iubești pe fiecare dintre noi, Doamne. Păzește, Doamne Iisuse, pe cei care sunt plecați, Doamne. Păzește pe cei care au plecat, Doamne Iisuse. Mă rog, Doamne, în mod special, Doamne, locurile goale, în numele Domnului Iisus Hristos, și spre lauda numelui Tău, Doamne, să fie umplute, Doamne, cu oameni care au nevoie de Tine, Doamne. Te rugăm. Mă rog, Doamne Iisuse, să lași harul Tău și în dimineața asta, Amin. Doamne, Te rog, Doamne, să lasă vindecarea Ta peste fiecare trup care are nevoie, Doamne Iisuse. Și, Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, umple-ne, Doamne Iisuse, și fă ca roada Duhului Tău să se vadă în fiecare dintre Amin. Noi. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat pre gloria și lauda numelui Tău. Amin. Amin. Glorificăm numele Tău, Doamne, și Te slăvim pentru timpul acesta minunat. Mulțumim. Împreună, uniți în dragoste, în rugă și în cântare, putem să stăm înaintea Ta. Mulțumim. Rog, Doamne, ca Tu să-ți revești binecuvântarea Ta peste biserica Ta. Amin. Peste toți acești
și sfințește și pe cei care vor veni în față, Doamne, și da, vor aduce cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, bine. Te rugăm ca Tu să fii cu ei. Amin. O minte înțeleaptă ca să ne aducă cuvântul Tău, ca de mântuirea Ta. Amin. Dar nouă, dă-ne o inimă deschisă. Amin. Dă-ne și înțelepciune ca să putem și începem să-L folosim în viața noastră. Te rugăm, Doamne, și pentru cei care n-au putut să vină sau au probleme. Doamne, te rog ca Tu să fii și cu ei. Amin. Dă-le și lor călăuzirea. Amin. Uniți în dragostea Ta, dorim, Doamne, să stăm toată viața lângă Tine. Și apoi cu Tine în slavă. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru rugăciunea aceasta lui Habacuc. Slavă Ție. Eu știu că el s-a oprit și pentru el aceasta a fost o cântare, dat așa, ca o jală, dar nu pot să nu văd faptul că, oprindu-se, Tu i-ai arătat măreția Ta. Amin. Lumina și i-ai arătat razele care vin din mâna Ta. Slavă Ție, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că prin acest exemplu Tu ne spui și nouă să ne oprim. Și în această oprire, în această oprire de reflexie și de meditare, Tu ne crești. Mulțumim. Îți mulțumesc, Doamne, că în același timp și peste noi, din aceste raze ale Binecuvântării. Slavă Ție, Doamne. Și ne legăm de ele, Doamne, în fiecare zi. Da, și te rugăm frumos să te rugăm și continui. Te rugăm. Amin. Biserica noastră. Te rugăm. Te rugăm. Te rugăm. Fiecare că individu. Amin. Și bineînțeles, Doamne, pentru copiii noștri. Da. Amin. Amin. Aha, uite. Da, da. Doamne, că razele Tale sunt și raze vindecătoare. Slavă Ție. De aceea te rugăm. Amin. Amin. Începând de la Camelia, Doamne. Amin. Rugăm aici, Doamne. Luțu Moșuțan, Doamne, care a operație grea în săptămâna aceasta. Te rog frumos pentru părinții noștri, Doamne. Amin. Dură-te, Doamne. Slavă Ție. Aceste raze care ne deschid ochii spre gloria Ta. Doamne, să-ți mulțumesc pentru ziua aceasta, îți mulțumim pentru harul Tău nespus de mare, Doamne, acela că atunci când deschidem cuvântul Tău și suntem sinceri și dorim ca să ne vorbești, Doamne, Duhul Tău ce-o Sfânt ne luminează să înțelegem ceea ce vrei să înțelegem în acest cuvânt minunat, această revelație, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi ușa Harului este încă deschisă, de aceea putem să stăm în rugăciune deschiși înaintea Ta, așa cum suntem, Doamne, Tu ne cunoști, cunoști viețile noastre, cunoști nevoile noastre, lipsurile noastre, dar toate lucrurile acelea nu au valoare. Ce are valoare este mântuirea Domnului Iisus Hristos, de aceea suntem bucuroși pentru asta astăzi, Doamne. Binecuvântăm numele Tău pentru lucrul acesta, pentru mântuirea care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus. Avem bucurie în viețile noastre și în inimile noastre. Mulțumim, Doamne, că nu iaua Ta, Doamne, întotdeauna și toiagul Tău, Doamne, ne învață și ne îndrumă și dorește o corectare, Doamne, pentru că ne iubești. Suntem copiii Tăi personal, îți mulțumesc pentru lecția care m-ai învățat săptămâna asta, care a trecut, Doamne, și ajută-mă să mă pun mai mult pe genunchi, să caut mai mult fața Ta, să mă apropiu de Tine mai mult, Doamne, să vorbesc cu Tine, să cer lumină din partea Ta. Te rog să binecuvântești pe cei care au trecut prin încercări săptămâna aceasta, numele care au fost amintite, Doamne, care au trecut prin operații sau, Doamne, sunt pe un pat de boală, te rugăm, atinge-te de ei, Doamne, lasă să cunoască mângâierea Ta, lasă și ei să simtă soarele bunătății Tale peste viețile lor. Doamne, binecuvântează și Biserica Emanuel, binecuvântează-ne cu unitate, cu dragoste, cu iubire, cu apropiere de Tine, Doamne, în aceste vremuri din urmă în care, Doamne, mai mult, Doamne, să ne strângem în jurul cuvântului Tău, mai mult să medităm acest cuvânt al vieții, Doamne, să putem să această sămânță să o aruncăm împrejurul nostru, la locurile de muncă, în familiile noastre, Doamne, între cei care ne-ai dat. Rog în această zi să binecuvintești pe cei care se ridică în numele Tău, pe fratele Edward, pe fratele Puiu, Doamne, binecuvintează-le viețile, familiile lor, binecuvintează întreaga comunitate românească de aici, din Chicago. Dă-ne, Doamne, o inimă bună, înțeleaptă și ajută-ne, Doamne, ca să trăim pentru slava și gloria numelui Tău în veci. Amin. 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 Haideți să ocupăm locurile. Vom mai cânta o cântare în timp în care orchestra se pregătește să laude pe Domnul. Fii
Slăvit să fie Domnul! Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie și să rămână cu noi. Amin! Bine ați venit la casa Domnului și mă bucur din toată inima să vă revăd după o săptămână. Pe unii am văzut miercuri, pe alții văd după o săptămână întreagă. Aș vrea să încep cu psalmul 138, cuvinte minunate ale lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor și mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, tu m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, căci vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Amin. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale. Amin. Amin. A lăuda, a închina și a cânta sunt trei lucruri diferite înaintea lui Dumnezeu. La fel și în limba engleză, acest cuvânt este to praise, to sing și al treilea lucru este to bow down before you. A te închina înseamnă a îngenunchea. Atunci când îngenunchem, lăudăm pe Dumnezeu și cântăm înaintea Lui, se întâmplă ceva. Când vom lăuda pe Domnul, ne vom închina înaintea Lui în templul Său cel Sfânt, cu trupurile noastre, Dumnezeu va asculta chemarea noastră, te va îmbărbăta și îți va întări sufletul. Dar noi în biserică ne rugăm și pentru cei înălțați în drăgătorii. Textul spune, toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Amin. Atunci când noi cântăm, îngenunchem și lăudăm pe Dumnezeu, o transformare este în noi, dar și cei din jurul nostru, împărații pentru care ne rugăm, ajung să recunoască slava și într-o zi, dacă chiar acum nu văd, vor vedea slava lui Dumnezeu. O cântare minunată pe care o cântam când eram mici și mult aș fi dorit să o cântăm și în zilele de astăzi este cântarea Veniți creștini la rugăciune în casa Tatălui cel Sfânt, veniți, veniți, plecați genunchii și fața voastră la pământ. Atunci când cântăm, lăudăm și îngenunchem. Dumnezeu ne binecuvântează pe noi, dar și pe cei care ne conduc. Haideți în această dimineață să începem serviciul de închinare închinându-ne. Bow down. Haideți să ne plecăm genunchi înaintea lui Dumnezeu. Cine poate? Îți mulțumim că ne-ai dat posibilitatea să venim încă o zi în casa ta și să ne închinăm așa cum suntem noi. Suntem țărână, dar tu ai pus Duh Sfânt în această țărână și am devenit copiii tăi răscumpărați prin har. Suntem purtători de nume Sfânt. Doamne Iisus, să ne-ai dat onoarea aceasta. Te rog să binecuvânt pe fiecare frate și soră care ales să fie în casa ta. Amin. Amin. Vrem să ne închinăm. Vrem să lăutăm. Vrem să îngenunchem înaintea. Atunci când suntem în strâmtorări și Tu ne oprești noi ca să ne arăți că suntem în strâmtorări, dar doar închinându-ne, îngenunchind și lăudând numele Tău, Tu ne scoți din aceste lucruri care par imposibile, niște ziduri mari. Tu le dărâmi și faci căi. Dar mai presus de toate, Doamne Iisus, să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în drăgătorie și ne conduc. Binecuvântează pe ei. Te rugăm. Într-o zi vor vedea slavă. Într-o zi vor putea deschide ochii și să te recunoască ca Dumnezeu atunci când noi vom cânta, atunci când noi vom lăuda și atunci când noi vom îngenunchea. Da. Binecuvântează pe fiecare. Amin. Vreau să te atingi de cei bolnavi care nu pot să te rugăm. Sunt acasă.
sau ne urmărești, Doamne Iisuse, atinge-te în aceste momente. Amin, te rugăm. Sunt slabi, sunt îndurerați. Știu, credința lor este mare. Dar, Doamne Iisuse, totuși Tu îți faci voia Ta, inclusiv în aceste trupuri bolnave. Doamne Iisuse, arpă-ne nouă ce este bine să facem. Amin. Aș vrea să-i vizităm, să-i spunem cuvânt de mărbătare. Tu ești cu ei, Tu ești cu noi. Și într-o zi îți vom vedea ochii Tăi. Și orice lacrimă care sunt pe ochii noștri, îi vei șterge. Este promisiunea Ta care crede, mi-a spus de mult în ea. Într-o zi vei face acest lucru. Da. Slăbiți să fie numele. Glorie-ți. Trebuie să binecuvântezi pe cei care sunt prigoniți în aceste cuvinte. Amin. Pentru cei care cuvântul atunci când este spus sunt loviți, bătuți, bălmuiți, întrește-i Tu, Doamne Iisus, sufră pentru numele Tău. Amin. Pe noi, Doamne Iisus, să binecuvântează-ne cu inimi deschise. Te rugăm. Amin. Ca aceste timpuri care sunt de libertate, de pace în America, să nu le luăm ca pe un lucru de apucat. Da, Domnul. Să le luăm în serios, este timpul în care vestim cuvântul Tău, amin, dar și mai mult timp în care trebuie să aplicăm cuvântul Tău. Amin. Ajută-ne, căci de unii singuri nu putem face acest lucru. Doar cu ajutorul Tău. Da. Doar cu ajutorul Duhului Tău cel Sfânt. De aceea te rog, umple biserica Ta cu Duhul Sfânt. Amin. În orice lucrare. Te rugăm. Stoinic. Toate acestea le cerem în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Ție m-am rugat, Tată. Amin. 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 Continuăm să lăudăm pe Dumnezeu și copiii vor avea o cântare, după care vom avea o cântare comună și vom avea anunțuri și câteva motive de rugăciune. Ocupați locul.
frumoasă sugestie cu cântarea Veniți creștini la rugăciune. E și minor, așa cum s-a rugat Habacuc și chiar potrivit cu ce am învățat. Haideți să o cântăm. Și motive pentru rugăciune. Serviciile duminicale, la fel cum bine știți, sunt dimineața la ora 10 și după masă la ora 5. Miercuri ne întâlnim aici la un nou studiu biblic. Cine se aduce aminte primul sau prima lecțiune despre cine a fost? Despre Moise, a doua, despre Avram și următoarea. Nimeni nu știe. Despre Noe vom studia persoana aceasta, Noe. Să vreau să aduc aminte celor care vor veni la studiul de miercuri și cred aceasta să nu fie o piedică. La fel cum am spus miercuri că avem un verset de aur pe care trebuie să-l învățăm și cine va veni va fi întrebat, inclusiv eu, va trebui să-l spun. Din Evrei, capitolul 11, versetul 8, dacă vrei, Dani, să-l afișezi pe ecran. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Acesta este versetul care așteptăm să fie spus pe de rost miercuri. Domnul să vă întărească. Și următoarea persoană pe care o studiem din Eroii Credinței din Cartea Evrei, capitolul 11, va fi Noe. Cu toți bine știți, persoane pentru care ne rugăm, a fost deja adus aminte sora Camelia Iuga, Dumnezeu să-mi doresc în continuare, pentru sora Magda, pentru sora Lidia, pentru doamna Nina, Domnul să aibă milă de ea și să dea multă înțelepciune pe această cale. Ne rugăm pentru copiii din America, pentru... Duminica trecută a fost prezentat un popor sau, nu știu dacă e bine să fie spus popor, de volohi, a fost spus despre volohi. Nu uitați, rugați-vă și pentru ei. Puteți să vizionați acasă un documentar făcut de către
televiziunea română despre Volohi. Este greu pentru cei care sunt evangelizatori acolo, pentru că atunci când, un exemplu, inimă și suflet, noi știm ce e asta, dar la ei inimă înseamnă burtă și suflet este inimă. Și explică-i la un om când citești din Biblie că trebuie să primești pe Iisus Hristos în inima ta, adică în burtă. Și cei care propovăduiesc cuvântul acolo au spus că au trebuit să facă o traducere a lor, sau special pentru ei. Nu e ușor. Sigur, e ca și un pământ în care plugul n-a fost niciodată și rod va aduce, dar până atunci trebuie să le explice acest cuvânt. Ne rugăm pentru cei care duc Evanghelia pe întreaga lume, pentru misionari, pentru cei care sunt prigoniți și ne rugăm și pentru familia Dragomir, ei au cerut să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i conducă, să găsească un loc în care vor fi o binecuvântare și vor fi binecuvântați. Domnul să-i întărească. Haideți să mai cântăm cu o cântare și în timpul acestei cântări să ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie. Apoi vom asculta cuvântul transmis prin fratele Pui. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin. Haideți să cântăm. Vino la apa vieții, setos, ostenit și slab. Vino că nu în zadar vii, aici vei afla repaus. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în epistola, întâia epistolă către Ioan, și vom citi de la versetul 3, primele 10 versete. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 și până la versetul 10.
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut niciodată, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprihănire este neprihănit cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Amin. Haideți să venim în rugăciune. Doamne, îți mulțumesc din toată inima pentru că prin cuvântul Tău ne oprești pe fiecare dintre noi și ne ajuți să ne uităm la noi înșine. Te rog din toată inima, Doamne, să lași cuvântul Tău să fie acea sabie cu două tăișuri. În timp ce eu spun fraților mei, te rog să mă cercetești și pe mine. Te rog să faci acest cuvânt, Doamne, o binecuvântare și ajută-ne din toată inima, Doamne, ca fiecare dintre noi să putem să ne apropiem de Tine. Amin. Tu ne cunoști starea fiecăruia dintre noi, Doamne, vrem să fie o dezbrăcare de noi înșine. Amin. Și vrem cu adevărat ca dragostea Ta să inunde din nou inimile noastre. Binecuvintează-ne, Doamne, și îți mulțumesc pentru că ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupăm locul. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut curiozitatea să citiți acasă întâia epistolă către Ioan. Nu vreau să vă fac provocarea să ridicați mâna, dar aș vrea să vă dau îndemnul ca să citiți această epistolă. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere și Dumnezeu folosește acest cuvânt ca să vorbească inimilor noastre și cuvântul acesta, dragii mei, este un cuvânt extraordinar de frumos și în același timp este un cuvânt care ne aduce aminte de marea responsabilitate pe care o avem fiecare dintre noi. Binecuvântarea despre care vorbește Apostolul Ioan în versetul 1, dragostea Tatălui. Dragostea Tatălui. Subiectul acesta pentru mine este un subiect deosebit de frumos, pentru că ceea ce m-a făcut să-mi întorc privirea de la păcat spre Dumnezeu, de la îndoială și necredință spre Dumnezeu, a fost dragostea lui Dumnezeu. E o mare binecuvântare să poți să vezi, pentru că dragostea lui Dumnezeu este reală și Ioan începe cu acest cuvânt, vedeți, priviți, înțelegeți această dragoste a Tatălui Ceresc și faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu și declară El, suntem, deși lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Două aspecte sunt arătate în textul acesta. În primele 10 versete este acea direcție pe verticală care implică relația cu Dumnezeu. Și apoi de la versetul 11 este relația pe orizontală care implică relația pe care o avem unii cu alții. Domnul Iisus Hristos, când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, vă aduceți aminte ce a spus El? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu
cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. E direcția pe verticală și în dimineața aceasta aș vrea să mă refer în mod specific la dragostea față de Dumnezeu. Atunci când un copil se naște, dacă mama copilului nu a fost căsătorită și a avut relații cu mai mulți bărbați, nu se știe cine este tatăl copilului. Și atunci se face un test de paternitate care să stabilească cine este tatăl copilului. Probabil că dacă ne uităm din perspectiva aceasta, Apostolul Ioan ne provoacă să facem testul acesta și într-adevăr să ne dăm seama și să putem să avem această convingere și asigurare căci cu adevărat Dumnezeu este Tatăl nostru. Nu putem să fim copiii lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să fie Tatăl nostru. Copiii sunt părtași naturii părinților. Există acea parte care există în fiecare om care locuiește pe pământul acesta, în fiecare individ și este acel acid dexoribonucleic. Nu știu cum se spune în românește, am încercat ADN-ul. Și este acea moleculă care produce și transmite ceea ce sunt părinții la copiii lor. În Roman 8:14, cuvântul Domnului spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. E acest ADN pus de Dumnezeu și știm fiecare dintre noi că această lucrare pe care Dumnezeu o face în viața noastră este lucrarea Duhului Sfânt prin cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 16, cuvântul Domnului spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. E interesant, dragii mei, cuvântul spune în versetul 1, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. De ce nu l-a recunoscut lumea din vremea Domnului Iisus Hristos, pe Domnul Iisus Hristos în adevărata lui identitate ca Fiul lui Dumnezeu? În Matei 21, versetul 23 la 27, dacă veți citi acasă, îl veți găsi pe Domnul Iisus Hristos fiind în templu și preoții l-au întrebat, cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta? Domnul Iisus răspunde cu o întrebare. Vă pun și eu o întrebare. Botezul Ioan de unde vine? De la oameni sau de la Dumnezeu? Și ce ei cugetă și spun, dacă zicem că vine de la Dumnezeu, ei spun, de ce nu credeți? Știau realitatea aceasta a faptului că Dumnezeu a vorbit și continuă să vorbească. Și, dragii mei, acest cuvânt al lui Dumnezeu este cea mai mare realitate. Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui. Amin. Amin. Și totuși, omul nu ia seama. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. E interesant în Ioan, capitolul 12, versetele 35 și 36, Domnul Iisus Hristos le spune ascultătorilor lui, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câte vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Invitația plină de dragoste a Domnului Iisus Hristos este ca fiecare să creadă și prin credință se ajunge la adevărul lui Dumnezeu care luminează
inima. Oh, ce extraordinară este experiența aceasta a iluminării dumnezeiești când are loc în viața noastră, fie atunci când ne uităm în urmă la momentul când ne-am pocăit, și fie, dragii mei, este o experiență care continuă și care are loc ori de câte ori venim la cuvântul lui Dumnezeu și credem cuvântul lui Dumnezeu, nu umblăm în întuneric. Cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan 8, versetele 44, sunt foarte categorice și foarte clare. Voi aveți ca tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește de ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Versetul 47, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu mă ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Oh, cum aș dori așa de mult ca în ziua aceasta Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi acei ascultători. Amin. Și prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și prin credință să putem să cunoaștem dragostea acestui Tată. Este extraordinar de deosebită, nu poate fi explicată. Întotdeauna când te uiți în urmă la experiența dragostei, este așa de variată, și dacă ar fi să luăm o dată timp și să spunem cum a fost experiența dragostei atunci când ți-ai întâlnit prima dată partenerul de căsnicie. Și fiecare a trecut prin sentimentul acesta de dragoste. Este ceva extraordinar. Dar, dragii mei, e frumos să te bucuri de dragostea celui de lângă tine, a soției, a soțului, a copiilor, a celor dragi, dar cel mai extraordinar lucru este să guști din dragostea lui Dumnezeu. Este ceva unic, ceva deosebit. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu caută curăția și asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Oricine are nădejde aceasta în el, versetul 3, se curățește după cum el este curat. Când Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii și ne uităm la această lucrare frumoasă din viața lor, ei cresc, se dezvoltă, cresc fizic, se maturizează în mintea lor. Și un lucru care l-am observat eu, nu știu dacă îl puteți aproba și dumneavoastră, dar copiii se uită la părinți și caută să-i copieze. Un lucru care l-am observat în familia noastră este că băieții, pentru că eu mă îmbrăcam la costum în fiecare duminică, au început și ei să se îmbrace la costum și nu amândoi, dar cel mare își punea și cravata. Cel mic nu putea să sufere cravata, era ceva prea greu pentru el și l-am înțeles. Ceea ce spune Apostolul Ioan este: oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Definiția nădejdii este și credința este o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite. Oricine are nădejde aceasta, când ai ajuns la credință, această credință te apropie de Dumnezeu și nădejdea aceasta este ancorată în veșnicia lui Dumnezeu. De aceea, în versetul 2, care nu l-a menționat, cuvântul spune: și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cel mai extraordinar eveniment pe care îl așteaptă copiii lui Dumnezeu este venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos.
Dacă a fost un moment deosebit atunci când l-am întâlnit pentru prima dată prin credință și dragostea lui a copleșit inimile noastre, a inundat viețile noastre, cum va fi momentul acesta când nu vom mai vedea prin credință, ci îl vom vedea așa cum este? El este sfânt și de aceea, dragii mei, copiii lui Dumnezeu continuă să caute sfințenia și să trăiască într-o viață de ascultare de Dumnezeu. Versetul 4 spune: oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Copiii lui Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi, avem dorința să ascultăm de Dumnezeu. Copiii noștri au avut întotdeauna și au dorința să asculte de părinții lor. Realitatea însă este că nu întotdeauna reușesc să asculte. Și de aceea cuvântul Domnului spune: oricine face păcat, face și fără de lege, păcatul este fără de lege. Acea abatere de la Dumnezeu, acea neascultare de la Dumnezeu, este păcat. Orice neascultare este păcat. Păcatul are loc întotdeauna când nu ne mai supunem cuvântului lui Dumnezeu. Îl știm, îl cunoaștem, știm ce avem de făcut, dar așa cum spune Iacov, suntem ca omul care își vede fața într-o oglindă, dar nu face absolut nimica, nu șterge pata aceea. Nu vine la izvorul care poate să ne curățească de orice păcat și fără de lege. Atunci când facem păcat, dragii mei, desconsiderăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Desconsiderăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu ne pasă, nu ne interesează. O, ce mare o sândă! Și cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evrei ne spune: ce mare pedeapsă este pentru aceia care ce fac? Calcă în picioare sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă greșim unii față de alții, e ok. Pentru că ne putem întoarce spre Dumnezeu și Dumnezeu este gata să ne ierte și putem să ne îndreptăm viața și să facem ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când însă luăm în derâs, desconsiderăm jertfa Domnului Iisus Hristos, este un lucru extraordinar. Versetul 5 explică: și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Gândește-te pentru o clipă. Pilat a fost acela care a înțeles și n-a putut să vadă nicio vină în Domnul Iisus Hristos și declară: nu găsesc nicio vină în omul acesta. Și El este Cel care se duce la crucea de la Golgota și este răstignit între cei doi tâlhari. El Cel nevinovat pentru mine și pentru fiecare dintre noi care suntem vinovați. Păcatul este o realitate. Fiecare dintre noi, în conștiința noastră, suntem cercetați. Păcatul este dovedit, îl simțim în conștiința noastră, îl simțim în inima noastră. Domnul Dumnezeu să ne ajute să nu desconsiderăm jertfa Domnului Iisus Hristos, ci mai degrabă, dragii mei, să avem respect pentru Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori săvârșim păcatul, disprețuim pe Fiul lui Dumnezeu. Nu ne arătăm apreciere pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Și dacă în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne va convinge de păcat, este, dragii mei, harul lui Dumnezeu care este revărsat peste fiecare dintre noi. Și conclude Apostolul Ioan în versetul 6 spunând: oricine rămâne în El nu păcătuiește.
Vă aduceți aminte, Apostolul Ioan n-a spus că noi nu mai păcătuim după ce am fost mântuiți, ci ce spune el? Cine zice că nu are păcat în capitolul 1, versetul 8, este un mincinos și dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. În Roman 5:20, și m-am gândit la lucrul acesta, mi s-a părut interesant versetul acesta, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Și atunci întrebarea este, dacă pot să fiu iertat după ce păcătuiesc, de ce să nu păcătuiesc? Și în Roman 6:1, Apostolul Pavel pune această întrebare retorică, să păcătuim ca să se înmulțească harul? Tit spune, harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să ne ferim de păcat, să nu mai trăim în felul în care am trăit, fără să apreciem dragostea lui Dumnezeu, fără să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, fără să arătăm acest respect pentru ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu. Acceptarea păcatului ca mod de viață este o trăire în neascultare. Din punct de vedere moral, lucrul acesta este imposibil. Este imposibil. Și versetul 6, ultima parte, spune, oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Ceea ce am înțeles eu, și acum Cosmin ne-a adus aminte despre cercetarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o despre viața de rugăciune, care este importantă pentru noi ca slujitorii lui Dumnezeu, pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, atenționarea pe care Duhul lui Dumnezeu mi-a făcut-o mie este în legătură cu păcatul. Este o problemă serioasă și ea poate să întrerupă legătura și părtășia între mine și Dumnezeu. În versetul 7, apostolul spune, copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Copiii pot fi ușor amăgiți și duși în rătăcire. În Efeseni 5:6, apostolul Pavel spune, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina aceasta, acestor lucruri, și în versetele dinainte amintește curvia, lăcomia de avere, închinarea la idoli, vine mânia lui Dumnezeu. Păcatul aduce mânia lui Dumnezeu. Harul aduce iertarea lui Dumnezeu. Dacă am ales harul lui Dumnezeu, trebuie să mă despart de păcat. Oricare ar fi păcatul acesta și în orice fel și pe orice cale încearcă să se cuibărească în minte sau în inimă, păcatul, dragii mei, nu trebuie acceptat niciodată, într-un fel. Păcatul trebuie respins pentru că păcatul aduce mânia lui Dumnezeu. În Efeseni 6, versetul 5 și apoi citesc versetul 6, cuvântul Domnului spune, robilor, ascultați de stăpânul vostru, de stăpânii voștri pământești, slujiți-le nu numai când sunt de față, ca și cum vreți să placeți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Mi-a plăcut așa de mult cuvântul acesta. Să nu faci ca să te vadă oamenii. Domnul Iisus Hristos a spus fariseilor, dacă faceți aceasta ca să fiți văzuți de oameni, ce răsplată aveți? Pentru că ceilalți oameni fac la fel. În Proverbe 4:23, nu-ți aminte, nu știu câți dintre noastre vă aduceți aminte când a fost fratele Mircea Toma la noi, a predicat din versetul acesta, păzește-ți inima
mai mult decât orice, căci din el, din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Dragii mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu părinți, suntem copii și prin harul lui Dumnezeu încă, mulțumesc lui Dumnezeu că am pe tatăl meu care trăiește și sunt și eu un copil. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copiii noștri și cu nepoții noștri, dar cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu o face în viața copiilor este aceea nu numai să se nască fizic, ci să se nască din punct de vedere spiritual. Da, copiii noștri se nasc din noi și Dumnezeu îngăduie la unii mai mulți, la alții mai puțini copii, să fim binecuvântați cu acești copii, dar cea mai mare binecuvântare este nașterea spirituală, întâlnirea copiilor noștri cu Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat roboți. Dumnezeu ne-a dat o voință liberă, așa cum i-a dat lui Adam și Eva, ei au putut să aleagă, tot așa pot să aleagă și copiii noștri. În Ioan 1:12 este declarația Apostolului Ioan în Evanghelia sa, el spune așa, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. O, ce mare har! O, ce minunată lucrare! Este lucrarea aceasta de regenerare în care păcătosul intră în atelierul lui, în atelierul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul Sfânt, deschide mintea și ochii, nu neapărat numai să ne vedem pe noi, ci să vedem această dragoste a lui Dumnezeu care este gata să ne primească așa cum suntem și să ne ajute să putem să biruim păcatul și orice uneltire a diavolului, ca să putem să facem voia lui Dumnezeu. Într-o carte care am găsit-o de la fata noastră cea mare, există un curs care se predă în seminarii și este Christian Formation. Și am rămas așa plăcut impresionat să văd ceea ce a scris ea despre experiența ei cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu o cerceta pe ea în vremea aceea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce am înțeles este că această părtășie cu Dumnezeu începe cu inima omului. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, referindu-se copiilor, și spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească sufletul tău plăcere în căile mele. Dă-mi inima ta. Este chemarea dragostei lui Dumnezeu. Dă-mi inima. Pentru că din inimă țâșnesc râurile de apă vie. Dragostea poate fi primită sau poate fi respinsă. Probabil că v-ați dat seama, fiecare copil pe care Dumnezeu ni l-a dat beneficiază de dragostea noastră ca părinți, dar în mod deosebit de dragostea lui Dumnezeu. Pot copiii să respingă dragostea părinților? Pot. V-am spus probabil și vă aduceți aminte care ați fost mai de multă vreme cu noi când am fost în clasele primare. Au fost două situații, două mame care s-au despărțit de soții lor și s-au dus la oraș. Și în două situații diferite au venit să-și vadă copiii. Într-una a fost vorba de fata pe care vrea să vadă și în alta era un băiat pe care mama vrea să-l vadă. Au venit amândouă mamele cu
cu dulciuri și bomboane care erau destul de rare, lucruri pe care ne bucuram în vremea aceea. Aveam dropsurile, vă aduceți aminte, Agata știe și sora Maria, fratele Vasile, dropsurile erau bomboane dulci, erau tari, îți rupeai dinții cu ele, dar au adus bomboane cele deosebite. Și de unde știu? Pentru că în momentul în care acești copii, fata și băiatul acesta, au respins dragostea de mamă, n-au vrut să vină să stea de vorbă. Și lacrimile care au început să curgă din ochii acestei mame, acestor mame, au arătat durerea inimii lor. Dragostea poate fi respinsă, pentru că acești copii trăiau cu tații lor, tații le-au spus să nu cumva să vorbiți cu mamele voastre. Și pentru ele, pentru acești copii, cuvântul taților a fost mai important, dar au zdrobit inima dragostei de mamă. E o durere să vedem și astăzi inimile multor părinți zdrobite de lipsa de dragoste a copiilor lor. Să știți că un lucru de care te bucuri ca părinte, când sunt copiii mici, ofer dragostea și ei se bucură să o primească. Există însă o vreme, și cei ce suntem aici părinți și am fost binecuvântați cu copii, putem confirma, e acea bucurie să vezi cum copiii vin și îți arată dragostea în felul în care ei găsesc cu cale. Cel mai frumos mod de a arăta dragostea părinților, știți care este? Nu să spui, I love you, mom, I love you, dad. E frumos să spui lucrul acesta. Ne vom uita data viitoare și ne dăm seama, the talk is ieftin, cheap, n-are prea multă valoare. Și de aceea Apostolul Ioan continuă și spune, nu iubiți cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Când copiii au ajuns să cunoască dragostea lui Dumnezeu, cea mai mare binecuvântare este că cu adevărat își vor deschide inima mai mult și vor arăta dragoste părinților. Întâi, pentru că se bucură de dragostea lui Dumnezeu, dragostea aceasta face această lucrare extraordinară. Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere. În versetul 8, cuvântul Domnului spune, cine păcătuiește este de la diavolul. Cine păcătuiește, aveți grijă și să avem fiecare grijă în relația pe care diavolul încearcă să strecoare păcatul în viața noastră. Cine păcătuiește este de la diavolul și interesant este că diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ce să facă, să nimicească lucrările diavolului. Nu putem scăpa de păcat fără Fiul lui Dumnezeu, așa cum frumos au cântat copiii, calea este Iisus. Domnul Iisus Hristos, El însuși a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar auziți, partea frumoasă a experienței aceasta a dragostei lui Dumnezeu, când copleșește viața fiecărui păcătos, auziți ce face Dumnezeu? Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem născuți, spune Apostolul Petru, din cuvântul lui Dumnezeu și el spune aceasta este o sămânță care nu poate putrezi. Câtă vreme cuvântul lui Dumnezeu rămâne în noi, realitatea păcatului este cunoscută din spusele lui Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu pentru Adam și Eva. Dumnezeu le-a spus să nu mâncați, în ziua când veți mânca, veți muri. E interesant însă, dragii mei, Adam a trăit, știți câți ani? 930
de ani. Și la Eva el îi dă numele mama celor vii. Interesant. Dar sămânța păcatului a fost comunicată și vom vedea în pasajul următor de la versetul 11, când este amintit Cain. Cain este acela care a acceptat să uneltirea diavolului și prin aceasta inima lui cuprinsă de ură și de gelozie l-a dus să omoare pe fratele său. Aș vrea să închei în dimineața aceasta și să ne uităm la această sămânță care rămâne în noi, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus a spus grecilor când au venit și au cerut, vrem să-L vedem pe Iisus. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Bobul de grâu, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Este sămânța trupului Domnului Iisus Hristos arătată în cuvântul lui Dumnezeu. Crucea nu este ceva, o, să zic așa, imaginație a oamenilor. A fost planul lui Dumnezeu ca să ne mântuiască pe noi cei păcătoși. Copiii lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu și e această decizie categorică. În versetul 10, Apostolul Ioan spune, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Să avem grijă, dragii mei, în momentul în care ascultăm de diavolul, el are stăpânire asupra vieților noastre. Oricine păcătuiește, spune Domnul Iisus Hristos, este rob al păcatului. E frumusețea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu și a lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Adevărul nu este doar o noțiune, ci este o persoană, este Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, care a venit pe pământul acesta și și-a dat viața pentru mine. Lucrul acesta parcă mișcă inima mea în așa fel încât sunt îndemnat, așa cum spunea Cosmin, nu numai să mă rog, ci să mă apropii viața de Domnul Iisus Hristos. Și să pot, dacă eventual, dragii mei, a fost o încătușare a păcatului, fiecare știm în inima noastră, dacă undeva am fost prinși, adulmecați, nu de mult am citit istoria lui Samson. Și cât de trist, omul acesta căruia Dumnezeu i-a dat această putere. Și când a ajuns pe mâinile lui Dalila și aceasta l-a necăjit până când el a dat secretul puterii lui. Nu lăsați ca secretul puterii lui Dumnezeu să dispară din viețile noastre și să nu fim amăgiți în niciun fel de orice uneltire și de orice șiretlic al diavolului, ci să stăm lângă adevărul lui Dumnezeu, singurul care ne dă biruința, singurul care ne păstrează pe calea care duce spre Dumnezeu. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. M-am cutremurat și m-am întrebat eu singur, Doamne, care este dragostea mea față de Tine? Și este un lucru interesant, parcă atunci când intri în atelierul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu care te cercetează, ceva extraordinar se întâmplă. O experiență, experiența cu Dumnezeu este cea mai frumoasă, cea mai mare binecuvântare pe care o trăim, în așa fel încât puterea aceasta lui Dumnezeu din nou vine și îți deschide ochii să vezi adevărurile lui Dumnezeu, adevăruri care întotdeauna aduc libertate pentru viața noastră. Domnul Dumnezeu să ne dea putere
să putem să-L iubim pe El. Și această iubire începe nu cu noi, ci cu Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O, ce dar minunat! O, ce iubire extraordinară, care parcă m-a cercetat și m-a cutremurat și pe mine în sufletul meu și a pus în viața mea dorința aceasta după Dumnezeu. Un lucru care l-am simțit imediat a fost că parcă nu mă mai pot opri să nu mă duc la cuvântul lui Dumnezeu, deși îl știu, dar vreau să-l înțeleg mai bine și nu numai să-l înțeleg, ci să-l aplic la viața mea. Dragii mei, cu puterea aceasta a dragostei lui Dumnezeu, îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Da, iadul își ridică puterile și chemările, sunt așa de tari și unii oameni care au căzut în mâna diavolului, ați văzut și săptămâna care a trecut, acel fost soldat care și-a dus și și-a omorât doctorul și pe cei care erau la spitalul acela. Diavolul este un ucigaș, un mincinos și nu face altceva decât să înșele, să nu ne lăsăm înșelați, să ne lăsăm îmbrăcișați de dragostea lui Dumnezeu și purtați de adevărul lui Dumnezeu să rămânem pe această cale a neprihănirii, spunându-le și altora și vom vedea data viitoare ce însemnează să ne iubim unii pe alții și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea lui Dumnezeu. Fiecare cercetați de acest cuvânt. Dacă este păcat, Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat pe mine și m-a ajutat Dumnezeu să văd și să apreciez dragostea lui Dumnezeu și dragostea aceasta care mă ajută să mă întorc spre El și să fiu curățit de orice păcat. Credem lucrul acesta? Amin. Domnul Iisus Hristos să facă această curăție în viețile noastre. Amin. Amin. Și să putem să fim îmbrățișați din nou de acest suflu nou de viață. Era expresia fratelui Liviu Ola. Exprima în rugăciune, adu un suflu nou de viață. Amin. Este suflul dragostei lui Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți cu toții să venim înaintea lui Dumnezeu și dacă este cineva îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în această rugăciune, să o facă cu voce tare, iar noi toți ceilalți în inimile noastre să ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea să vă îndemn pe fiecare. Deschideți-vă inima în mod deosebit pentru dragostea lui Dumnezeu și primiți pe Dumnezeu și darul lui veșnic pentru noi și sufletele noastre. Venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ai mie de tot. Amin. 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 Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, conduc-o pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas, toată energia mea, pun la din
continuați să apropiați de Dumnezeu și El să apropie de voi. Să aveți o după masă, sau să aveți o masă binecuvântată. Amin.